Doi oameni care au apelat ieri la ajutorul salvatorilor au fost găsiți fără suflare în mașina blocată printre nămeți lângă satul Coșcalie, raionul Căușeni. Este vorba de un bărbat și o femeie de 64 și respectiv 63 de ani. Cazul este investigat de poliție, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a inițiat o anchetă pentru a stabili dacă tragedia este consecința nepăsării celor care ar fi trebuit să intervină pentru salvarea oamenilor. Purtătoarea de cuvânt de la 112 a confirmat pentru TV8 că bărbatul și femeia decedată au sunat la serviciul de urgență pentru a cere ajutor. Apelul a fost făcut ieri în jurul orei 15, iar corpurile neînsuflețite ale celor doi au fost descoperite abia astăzi dimineață în jurul orei 8:30 la ieșirea din satul Coșcalia, raionul Căușeni, dar asta abia după ce un alt șofer a rămas blocat în nămeți cu mașina. Bărbatul a apelat la serviciul 112, iar potrivit presei locale, acesta ar fi chemat și o ambulanță, care însă nu a mai ajuns acolo din cauza drumului înzăpezit. La fața locului a fost îndreptată o autospecială de intervenție cu un echipaj. Ajunși acolo, au depistat că mașina este împotmolită în zăpadă și în momentul în care au curățat mașina, în interiorul acestora au depistat două persoane, o femeie și un bărbat, care nu mai erau în viață. Circumstanțele cazului urmează a fi stabilite. Aceasta a mai menționat că mai mulți șoferi rămași blocați în zona respectivă au cerut ieri ajutorul salvatorilor. Între timp, socialiștii au cerut demisia șefului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe motiv că instituția nu a intervenit prompt și eficient la dezăpezire, iar replica IGSU este că nu comentează declarațiile politice. Vremea rea se va menține și în următoarele zile, spun meteorologii. În acest context, specialiștii recomandă oamenilor să se pregătească din timp și să țină cont de prognozele sinopticienilor, iar dacă nu au deplasări urgente, să rămână acasă în siguranță. În cazul în care v-ați pomenit cu mașina blocată în nămeți, este important să nu panicați și să alertați serviciul 112. Cel mai mare risc îl prezintă intoxicația cu monoxid de carbon. Astfel, specialiștii recomandă să verificați ca țeava de eșapament să fie curățată. În caz contrar, gazele toxice nu se vor elimina, ci vor rămâne în interiorul vehiculului, iar asta crește riscul de intoxicație. Pentru a menține căldura în automobil, salvatorii recomandă să porniți motorul doar periodic, pentru a reduce riscul intoxicării cu monoxid de carbon. Oarecare localitate sau o benzinărie, o stație PECO este în apropiere cu siguranță. Atunci am recomandat oamenilor să se pună la adăpost și să meargă în siguranță undeva. În cazul în care, totuși, suntem pe o zonă deschisă, unde cu siguranță nu este nicio localitate, atunci ar trebui să ne menținem calmul, să încercăm să cerem ajutoare, să stabilim exact unde ne aflăm și, cel mai important, să nu blocăm țeava de eșapament. Șoferii nu trebuie să uite nici de nisip, lopată și lanțuri, pe care trebuie să le aibă mereu în portbagaj, dar și să țină bateria telefonului încărcată. Asta le va permite să ceară ajutor în orice moment, inclusiv pentru a-și debloca mașina, mai ales dacă în preajmă se află un tractor sau auto speciale care curăță drumurile.